Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Să știți că eu astăzi am o misiune foarte, foarte importantă și anume să o pun pe picioare pe Ileana Voicu-Ghinea ca să poată să ne ofere cele mai noi informații la rubrica Revista Presei. Misiunea mea începe acum. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, după cum puteți observa, stimați telespectatori, stau în mâini. Bine ai zis că să mă pun pe picioare. Eu mă stau în mâini. Eu apreciez că dai moda într-un mare fel stau la Matinal. Uite-te ce clămită, uriașă, ce s-a întâmplat? S-au adunat toate clămițele rupte pe care le-am distrus în ultima lună și a rezultat, asta. Noi ne gândim deja ce cadou să-ți facem pe mine, de ziua ta în viitor. Mai e puțin, trebuie să mai aștept. Abia mi-ați făcut pâine. Abia ți-am făcut rost de covrici. Te-a cadorisit Iris în dimineața asta ca să ne înțelegem. De unde e clămița aia? Nu m-a cadorisit Iris, o am de acasă eu. Da, eu am, asta este mama clămiță. Am înțeles. Este cum era, mă, canguru clămiță, de fapt. Pui s-au pierdut pe drum, a? Da, în chiuvetă. Nu, am vorbit cu mama ieri despre situația și a zis că ea n-a deschis, ea n-a căutat nimic. Și nici dacă n-a găsit, Deci s-a rezolvat, nu se poate. O să mă apuce o cliză de râs, Bobet. Ăsta mi-a intrat foarte agitată în emisiune și după ce s-a descarcat adrenalina, așa că vă rog frumos, toată lumea de regie dumneavoastră să aveți, că dacă mă bufnește, să faceți ceva. Dar simt aici, știi cum e, cum simt? Leșii, nu cred. Pe o scară de la 1 la 10, cât de obosită ești? Pe o scară de la 1 la 10, cât de obosită ești? Super! Hai că îți revii acum ușor, ușor. Cu ce începem? Asta este clămița cangur. Da, așa. Și o să o mai vedeți până ajung la magazin să-mi iau pui de clămiță. Uite, o să ajung eu, cred că mai repede acasă. Eu am niște clămițe de când eram mică, fluturași. Vrei cum ar fi să stau cu fluturașii? Fluturași, sunt da mov, roșii, negri, cu buline albe. Ai vrei să aduc? Că am nevoie? Am niște clămițe floricele, de când aveam eu 6 ani. Le-am păstrat. Crezi că am nevoie? Eu avea vreodată o fată. Nu te mai întreb odată să orice ca să fii tu fericit. Sunt happy, very happy. Adică, mă rog, aș putea să fiu dacă n-aș da știrile următoare. Dar asta e realitatea, ce să facem, 43. Oho. 43, nu am înnebunit, au trecut 3 ani de când mi-am făcut ziua. Ziua 43 de război, Hard News vine cu știrile acelea pe care, cu care ne-am obișnuit și pe care suntem cumva, ne simțim cumva datori să le prezentăm. Rușii par să se fi retras din Kiev și Cernihiv, dar pregătesc noi atacuri în Harkov, Lugansk și Donetsk. Practic sunt zonele alea pe care ei tot oricum le revendicase. Exact. Mie mi se pare că au murit niște oameni doar de dragul de a muri. Și mi-asum ce spun. Pentru că nu văd. Nu are sens nimic din ce s-a întâmplat până acum. Din ce în ce mai mult, mi se pare că au murit niște oameni degeaba, pentru că noi nu facem decât să dansăm. Și cum e hora aia, hai în față, hai în spate, exact așa sunt e situația asta. Hai mai un pic în spate, mai dai cu toporul, hai te mai întorci nițel. În fine, nu știu, eu cu politica nu mă pricep. Nu mă bagman, dar asta văd eu din exterior. Roșii ar fi adus crematoriu mobil în Mariupol pentru a șterge urmele crimelor. Deci mi se... Înțelegi? Adică... Care este extrem de dramatică situația din Mariupol, din câte am înțeles, și sunt oameni efectiv care zac de zile întregi pe străzi. Da, morți. Miniștrii de externe ai statelor NATO se întâlnesc pentru 2 zile de discuții despre cum să sprijine mai eficient Ucraina. SUA cred că pot identifica unități ruse care au comis atrocitățile de la Bucea. Sergei Garaganov, eminența cenușie a lui Putin, Ucraina ar putea fi împărțită în state. Italia va urma deciziile Uniunii Europene cu privire la noi sancțiuni împotriva Rusiei și în special un posibil embargo pe gaz. Deci, în timp ce noi ne așezăm pe la mese și tratăm așa niște scrim acuși, că ăla zice de aia că Ucraina, mor oameni pe străzi. Adică, mor. Intrăm pe hardnews.ro și vedem mai departe ce se întâmplă în propoziție, că pe mine mă apucă nervus și eu am un singur neuron și dacă îl mai apucă și pe la nervii, ce o ieși, nu înțeleg. Lucrurile nu sunt deloc plăcute. 43 de zile de
Pechin. Știi ce este șocant? Că în 43 de zile de când a început acest conflict, lucrurile nu s-au schimbat nici în Rusia la nivel de mentalitate. Nu. În continuare, oamenii sunt acuzați pentru faptul că, da, nu știu, ar sprijini măcar moral Ucraina, da, în acest context. Da, 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 nu, e nimic. Batem pasul pe loc. Dar cu victime, adică, hai că dacă l-am bate așa de dragul, da, bate vântul. Hața, 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 bate. Lasă-i, mă, să cuvânt, e antrenament perfect, să distrezi. Dar batem pasul pe loc și călcăm pe niște cadavre multe care vin și vin și vin și vin. Nu știu, de dimineață auzeam la radio, nu știu, 170 de copii morți. Ieri erau 165, parcă, nu? 165, da. E, astăzi, pe bune? Și vorbim de acel crematoriu mobil, nu știm câți alții ori mai fi. Normal. Nu știu dacă poate cineva în Mariupol să-i numere. Asta zic, că se întâmplă, nu, se întâmplă. Și uite că mergem la libertatea.ro și citim mărturia profesoarei din Rusia, arestată după ce a fost denunțată de elevii săi că a criticat războiul, nu-i învinovățesc. Declară profesoara, e adevărat, ei sunt probabil, nu că probabil, în general, copiii fac ce văd acasă și transmit mai departe mesajul pe care trăiește în căminul în care ei se dezvoltă. Și atunci, probabil că de acolo, asta înseamnă că vă dați voi seama dacă un profesor a fost denunțat de o clasă de copii, cam care e paritatea. Mi se pare impresionantă reacția ei. Profesoara din Rusia, care a fost arestată după ce elevii săi au înregistrat-o în timp ce critica războiul declanșat în Ucraina, iar apoi au denunțat-o serviciului intern de informații, se declară șocată de faptul că este urmărită penal și riscă închisoarea doar pentru că a îndrăznit să emite un punct de vedere care nu este cel oficial. Ideea este alta. Voi vă dați seama că ăștia mici știu unde să se ducă să depună plângere? Adică, oare în ce clasă-s copiii ăștia? N-am spus. Bă, băiatule, dar înțelegi ce zic? Măi, e o mentalitate care s-a tot format. Dacă noi am fi avut nenorocul să rămânem în comunism până acum, probabil că la fel da, am fi fost și noi. Păi eu asta spun, nu, e Doamne. O ideologie, pur și simplu. Da, mi se pare cumplit. Oare stau și... Bă, eu n-am trăit perioada aia de... Adică am trăit, aveam 7 ani la Revoluție, dar nu țin minte. Oricum, părinții mei n-au fost asta. Tata a fost un extrovertit și un cănuță sucit, cum sunt și eu. Adică de ce el ducea încolo să facă pe treabă, să dea din sifon, să nu știu ce, el era invers. Dar stau și mă gândesc, oare copiii care trăiau în case cu părinți, care aveau ceva business-uri în partea asta a ciripitului, știau și ei la rândul lor? Mi se pare incredibil cum niște copii știu unde să se ducă să facă... Da. Mă rog, vorba ta este o ideologie, o mentalitate, să urmărim cazul. Uite, elevii din gen în vârstă de 13 și 14 ani, deci sunt copii de vârsta fiică-mii. Nu sunt foarte mari. Voi vă dați seama cum au trăit ei? Da, acum nu. Fiecare are dreptatea lui. Și ai noștri ce fac? Ai noștri ca brazii, mergem mai departe la ai noștri. Mă, ce să facă la ai noștri? Le-ai întrebat, ce trebuie să zic mai departe? Mă gândeam la copiii noștri ce fac. Copiii noștri fac școală. Fac școală, nu? Da, mai au, nu se mai termină o dată școala. Mergem mai departe pe mediaflux.ro. Aflăm o veste nu tocmai... Am trecut la copii, nu mergem la Mediaflux? Unde vrei tu mergem? Hai să lăsăm aici și pe urmă ne întoarcem. Că tot vorbea... Nu, ne întoarcem. A murit Ana Pascu, fosta mare campioană la scrimă, care și-a pierdut fiul în dezastrul de la Colectiv, anunță Mediaflux.ro. Da, se pare că a făcut un accident vascular. Avea niște probleme de sănătate, a făcut un accident vascular în urmă cu un an sau doi, cred. Evident că după ce s-a întâmplat cu fiul ei, nimic nu a mai fost la fel și asta sunt vorbe pe care le aruncăm acum la televizor doar de dragul de a le arunca. Că e clar, ei bine, Ana Pascu, unul dintre cei mai importanți sportivi din România, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Ana Pascu a reprezentat România la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat 2 medalii de bronz. Ultimii ani au fost marcați de suferințe după ce și-a pierdut fiul în dezastrul de la clubul Colectiv. Cariera remarcabilă de sportivă a fost urmată de una impresionantă ca președinte de federație, vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și vicepreședinte al Federației Internaționale de Scrimă.
decenii la rând, Ana Pascu a creat strategia scrimei românești și dezvoltarea acesteia, și dacă stăm noi bine să ne gândim, au strâns sau cules rezultate destul de bune în domeniul ăsta. Ne aducem aminte că fiul ei, Alexandru Pascu, dacă mi-aduc bine aminte, nu mai știu dacă Alexandru, am un lapsus, a fost unul dintre cei care și-au pierdut viața în incendiul de la colectiv, cumplitul accident, care a marcat, Alex, da, care a marcat, până dacă vrei, realitatea românească, și încă se face vorbire despre acest accident, care a fost, da, una dintre cele mai mari tragedii prin care a trecut România ultimilor ani, am putea spune. Sigur că încă nu știu dacă s-au întâmplat rezultate ale anchetei, au mai picat unii alții. Până la urmă, ne întoarcem la ce se întâmplă în Rusia, batem pasul pe loc pe cadavre. Le-ai grupat pe toate cele rele împreună în dimineața asta? Și acum asta? Să se spele și să mergem mai departe. Aoleu, nu le-ai, bine, n-ai, mergem. Hai, terminat, cum, nu? Măcar, știi cum e, până la urmă, până la urmă și până la coadă, de asta putem să facem haz. Că știi cum e, acuș, și asta cu școala, acum sigur copiii. Copii, mai ales ai mei, duceți-vă mamă la școală să învățați, că iau-te, mama a învățat, a făcut școli înalte. A fost bine, iau-te. Aș, concluzia experților. Și nu mergem în Maldive, dacă asta era următoarea întrebare. Nu mergem, căci nu mergem. Ziare.com, concluzia experților. Elevii de clasa 8-a s-au pierdut pe drum. Hai, lasă-mă. Aș vrea să știu. Cine sunt experții care spun asta, aia care declară? Aia care s-au pierdut înainte să pierdă copiii pe drum, știi? Am înțeles. Aia despre care făceam eu vorbire înainte de pandemie, când zice, sau în pandemie, când zicea că, mamă dragă, doamne, doamne, ce stată, noi pe tine te rugăm, ajută-ne, pentru că eu văd la fime. Hai că la ăsta, ce, ăsta a învățat singur să socotească de pe YouTube, ca să mai spuneți-mi vreodată, dumneavoastră, mie, că YouTube-ul nu e bun. Puradelul meu a învățat să socotească pe YouTube. Băi, dă citit, nu merge. Nu merge, merge greu, rău. Dar e o revoluție acum. Trebuie să învățăm să ne adresăm acestei generații. Și uite, eu cred că emisiunea noastră After School Învățăm Împreună face o treabă foarte bună, pentru că ei creează programele și structurează materia fix ca pe YouTube, adică fix pe înțelesul copiilor. Da, nu știu dacă ei s-au pierdut pe drum, poate că n-am ținut noi pasul cu ei. Păi, da, noi ne-am pierdut. Adică ei au luat-o mult în față și... Păi, nu ți-am experții s-au pierdut înainte să pierdă copiii, adică este cumva, e cu recul, știi? Nu, categoric ce se întâmplă, dar nu, în școala românească e încă foarte bună. Psihoterapeutul Corina Pop a explicat pentru ziare.com ce pot face profesorii și, în egală măsură, părinții pentru a-i ajuta pe elevii afectați puternic de pandemie. Este adevărat că vin amărâții după o perioadă în care lucrurile... Eu ți-aduce aminte când eu spuneam că ăștia mici vor fi cele mai mari victime, cele mai mari victime? Uite-mă, tată, că se întâmplă. Și acum hai să intrăm pe ziare.com și citim și vedem exact despre ce se întâmplă, dar știți că mie îmi place să vin și cu exemple din viața de zi cu zi și o să vin cu exemplu situației de la fiimea de la școală, e clasa a șaptea, dar toți profesorii ei au trecut de acum ca și elevii prin evaluarea vieții. Probabil că de acolo au tras experții concluzia că sunt pierduți pe drum, pe lângă drum, pe lângă gard. Și profesorii au fost oripilați de ce au văzut. Adică profa lor de română, care e o doamnă aproape de pensie, dacă nu cumva Sonia, generația este ultima dumneai generație, a zis că nu a văzut așa ceva în viața ei. Și atât de plastic a povestit că a spus, eu nu mai pot să țin pixul roșu în mână ca să fac corectura. Nu mai pot. O femeie care se apropie de pensie. Și genul ăla de învățător, de profesor, când am venit în clasa 5-a cu Sonia și i-am cunoscut profesorii, a fost genul ăla de profesor de care eu m-am îndrăgostit. Ăla de pare foarte dur, foarte autoritar, dar omul ăla pe care îl pui la rană în momentul în care femeia știe că are de făcut o școală, capă vremuri tată, așa, îndobitoște cum era ea, și de acolo încolo plecăm acasă și ne distrăm și ne pupăm. Dar la oră, ălea 50 de minute, tată, le batem monedă pe materie. Și Dumnezeu a zis că n-a apărut. Practic n-a pătimit, până acum n-a pătimit. Și atunci, dar de ce să vorbim de copii că-s pierdus pe drum? N-am făcut nimic, să-i ținem pe picioare, uite cum ai vrut tu să faci dimineața să mă ridici pe mine, că eram în mâini. Nu.
schimbăm registru? Nu te rog, că nu mai pot. E jumătatea, suntem mai... Vrei să danse? Știu eu cu frumoșul ăsta de maluma care vine pe plaiuri. Azi ce e? Joi? Azi șapte. E joi, da. Vine maluma pe... Măi, mâine vine maluma pe patrie. Fetilor, aveți de grijă cum vă întamați, cum vă înturați, cum vă organizați, pentru că vine frumușalul ăsta fix la noi mâine, căci mare antamare ce dă concert. Știți că el a mai fost acuș în 2018. Oare în ce an suntem noi acum? 2022. Minus 2018. 4. Uhu! Uite, mi-arată... Elena, Elena este super pe față. Era Elena, doamne, ce-o să zic asta? Și era cu ochii închiși. Și ia din ce și când am deschis ochii, așa am văzut-o. Elena, regizorul nostru de platou, e născută în aceea zi cu tine și nu poate să te lase la greu niciodată. În aceea zi cu mine, doar că ea e partea bună a zilei. Ea a prins partea bună a zilei. Eu am luat-o pe aia mai zvăpăiată, da. Știi că putem să aflăm vești la cal despre concertul de mâine de la avem colegele oameni noastre. Acolo? Da, uite, Flori, colega noastră de la make-up, Elena, colega noastră de la make-up, se duc la Maluma. Olo, da. Pam, pam. Ia să le punem pe fetele. Duc pe lângă... Măi, voi vă dați seama că fetele astea vor sta, practic... Știi că ăsta mic vine acum cu un nou, după ce e necântat. E necântat, îți spun eu. A face cică o scenă undeva așa pe mijloc să fie mai aproape de Doamne, ca la Michael Jackson. Și spune Michael! Și așa, Maluma! Trag de sucălel să facă, să o să fie nu, interesant. Nu, ale noastre nu trag, că sunt măritate. Dar vin cu imagini, sunt convinsă. Vin cu imagini și, da, uite, apropo, cine se duce mâine după concertul ăsta să ne trimită? Trimită, știu că se zice trimită, vă rog frumos. Niște mame emoționat de la... frumușel. Să ne trimitem și nouă niște imagini, mă, pe Facebook, pe Instagram, pe acolo, pe conturile noastre, la mine, la tine, la toată lumea, la Fabrici Urzine. Nicio problemă, că noi primim și le dăm mai departe. Să pună story-uri cu Maluma și cu noi. Adică, știi? Înțelegi? Ia să le pun eu pe... Știi? Înțelegi? Uite, știi? Temă pentru acasă. Elena? Flori? Temă pentru acasă mâine. Faceți story-uri așa cu Maluma în față și cu voi în față. Cumva, nu știu cum exact. Vă puneți așa într-o parte. Hopa, prima femeie pompier în România. Și dați tag Maluma, dar și Metropola TV. Și mergem mai departe, Garbo, prima femeie pompier de România, că dacă nu, mă fac a doua femeie pompier de România și viu cu furtunul. E, da, mă, știi povestea primei nu femei? Nu știu. Cu ce ai vrut să te faci când erai mică? Fetiță musafir, în primul și în primul rând. După aia, doctoriță, nu știu ce am zis, habar n-am. Nu, am zis, cred că am zis cântăreață de când eram copil. Ai vezi, mă, da, am intenționat bine. Uite, mă, Adela Bâlea, care este, despre care aflăm că este prima femeie pompier din România, este absolventă de chimie. Ea și-a dorit să devină chimist în școala gimnazială, numai că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată datorită rezultatelor excepționale pe care le avea la școală și a fost angajată într-un detașament de pompieri, fiind responsabilă cu prevenirea incendiilor, ne anunță Garbo. Adică dacă învățai foarte bine la școală pe vremea aia, te detașau la pompieri? Nu, eu cred că s-au întâmplat mai multe lucruri în viața dumneavoastră. De-a lungul carierei sale, Adela a întâmpinat multe piedici pentru că este femeie. Adela Bâlea este prima femeie pompier din România care și-a dorit cu orice preț să practice această meserie de-a lungul timpului. Adela a întâmpinat multe piedici în cariera sa, însă s-a stabilit la catedră, unde acum predă chimie, are 60 de ani și este, așa cum vă spuneam, a fost prima, că acum au ori fi multe doamne, dar a făcut ce a făcut, a stins incendii și pe urmă s-a dus să aprindă inimi la catedră pentru în spiritul chimiei. Mamă, cum am dat-o pe asta. Ce metaforă, wow! Lelei! Am încercat să ne-am pus E, și acum amintește-ți cum ai început emisiunea și cum ești acum. Mi-am făcut treaba sau nu? Ești da, mai mă, bine sau nu? Ți-ai făcut treaba, e bine. Ți-ai făcut. Un lucru bun dacă am făcut mai văd asta odată, mi-aduc iar aminte cum am început emisiunea. Că Mediaflux ne anunță că directorii Pfizer, BioNTech și Moderna au câștigat mai mult de 100 de milioane de dolari în pandemie. Succesul uriaș al vaccinurilor. Așa a fost. Da. Având în vedere câți ne-am vaccinat, nu-i normal să aibă succes? Da, păi am zis și eu altceva. Păi cercetătorii britanici lucrează așa gratis. Da, pe mine de ce nu mă plătește nimeni că am vorbit la televizor despre vaccin? Nu mai râde Elena. Păi tu ai spiritul civic în sânge. Ce să-ți fac? Când o trece luna și mă duc acasă
Și eu zic, ne e foame spiritul civic, mamă, ține de foame. Știi cum? Măi, faci o digestie, ai de capul meu. Directorii generali ai marilor companii farmaceutice care au dezvoltat vaccinul au câștigat sume uriașe în pandemie. Astfel, nu știu ce, și au văzut de asemenea averea pe hârtie crescând în ultimii 2 ani datorită creșterii prețurilor acțiunilor determinate de entuziasmul investitorilor pentru companiile care dezvoltă vaccinul și tratamente COVID-19, arată Financial Times într-o analiză recentă. Pe de altă parte, facem noi haz de necaz și nu știu ce. Trebuie să recunoaștem că aceste vaccinuri au salvat niște vieți. Multe. Și atunci, până la urmă, ce e mai important decât viața, om trece și l-om vedea pe toate, fericiți, l-om duce și asta e, dacă până nu a dat până în cap să cumpărăm. Înainte să intru în emisie, mare promo ce era pe la televizor acolo la make-up, ceva cu cumpără acțiuni cu un euro, nu știu ce, poți să ai auzit și tu, nu? Da. Dacă noi am fi cumpărat acțiuni. Vezi? E vina noastră până la urmă. Nu este, da, foarte bine, bravo lor. Dar suntem bogați totuși. Eu cea mai bogată. Ai? Nu știu, că nu știu despre ce e vorba. Abia așteptam să ajungem la această știre. Spune-mi dacă ai colecționat timbre. Nu, am colecționat bănuți vechi, din aceea vechi, vechi, dar nu am atât de vechi. Cea mai veche monedă este din 1942. N-ai! N-am. Eu am colecționat, sper să fie vorba despre timbre. Dacă eu mă fac acum de mare minune și am făcut introducerea asta la un articol în care cred că e vorba despre timbre și eu nu scrie de timbre, avem o situație. Playtech Impact, obiectul din casă care ar putea valora 27.000 de lei, ce trebuie să cauți? Este vorba despre un timbru de argint cu Maica Domnului și pruncul în brațe, o colecție de Crăciun care a apărut în anul 2017, iar suma solicitată este de numai puțin de 5.500 de euro, ceea ce înseamnă circa 27.000 de lei. Deci, practicamente, dacă există să aveți în casă, asta arată un colecționar a scos la vânzare. Dacă cumva se întâmplă să aveți un timbru de argint, și nu știam că există timbre de argint. Nici eu. Dar dacă nu avem timbru, citim și mergem Dar citim că eu vă spun așa, că dacă citiți niște ani încolo, s-ar putea să învățați niște lucruri și să faceți 5.500 de euro voi, fără să fie nevoie să aveți un timbru. Credeți-mă pe cuvânt. Ne revedem mâine dimineața, așa-i? Mâine ce? Vine, ne vedem. Ne vedem. Ne revedem cu Ileana mâine și mai departe mergem către zona sportului. Vrem să aflăm vești importante de la colegii noștri de la Sport Total FM și am înțeles că Leo Messi ar putea fi rezervă pentru Cupa Mondială. Acum nu știu exact. Pare să că ar fi fost comparat cu un bunic, deși are 34 de ani și mie încă îmi place de Leo Messi. Aș vrea să aflu ce părere au colegii noștri. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! În stilul nostru caracteristic, asta nu e o știre. Nu știe nimeni astăzi, da, în luna, cât suntem, 7 aprilie, dacă Messi va fi rezervă, titular sau sănătos la campionatul mondial din toamnă. Adică... Gabi, dacă ar fi un meci al Argentinei în această seară, da, probabil că ar fi convocat și probabil ar fi titular. Dar dacă ne uităm la forma lui Messi de acum, probabil că n-ar trebui nici măcar să fie convocat. Exact. Adică sunt speculații legate, sigur, făcute pe baza celor arătate de el pe teren la Paris Saint-Germain. Asta este singura chestie. În rest, nu ne mai place de Messi fotbalistul, pentru că nu mai joacă nimic. Ne place de Messi marele jucător, care în momentul de față nu mai e. Adică el există fizic, dar în teren este un jucător blazat, banal, care pare să nu mai aibă chef să joace fotbal. Asta e cel mai grav. Dacă vreți să-l regăsiți pe marele Messi, pe extraordinarul Messi, trebuie să folosiți YouTube-ul și alte înregistrări. Așa e viața. Disponibile. Altfel nu mai aveți cum să-l vedeți pe Messi acum. Puteți să-l vedeți pe Benzema, de exemplu, da? Da. Benzema ne place astăzi, chiar dacă nu ținem cu Real Madrid. Benzema la 34 de ani este cel mai în formă atacant al planetei. Na, ca să vorbesc și eu cum scrie presa de la noi. Și este Benzema, cum ar spune unii jurnaliști, în carne și oase. Adică l-am văzut aseară și a marcat 3 goluri. A câștigat de unul singur meciul cu Chelsea. Sigur, Chelsea, care are alte probleme de natură extrasportivă, să spunem așa. Tot ce se întâmplă la Chelsea cu patronatul, cu situația economică, cu...
cum să spunem, sancțiunile guvernului britanic, toate au legătură cu Chelsea. Da, altfel nu pot să explic cum o echipă atât de riguroasă a ajuns să joace atât de prost în campionat, pierde acasă cu o echipă minoră, să spunem așa, Brentford 1-4 și aseară 1-3 cu Real Madrid. E, bine, Real Madrid e ca și calificată în semifinale, deși hai să așteptăm și returul. La fel și Liverpool după 3-1 la Lisabona cu Benfica. Vor fi mult mai interesante meciurile retur dintre Villarreal și Bayern. Aseară submarinul galben a învins Bayern, da, cu 1-0, un rezultat surprinzător. Sigur, mulți spun că nemții vor da 3, 4, 5, 6 sau câte ori da ei în retur și se vor califica fără probleme. Mai rămâne de văzut. Avem sferturile Europa League și Conference League. Singura legătură așa românească, după ce Yannis Hagi este accidentat la Glasgow Rangers, reprezintă partida dintre OM și PAOK Salonic, ultima fiind echipa antrenată de Răzvan Lucescu, așa că dacă vom căuta ceva ce are legătură cu România, trebuie să mergem la Marseille, unde în weekend s-a amânat un meci de campionat din cauza zăpezii. Probabil că acum s-a topit zăpada. Dar nu la Marseille. La Saint-Étienne s-a amânat. În Franța. Totuși Marseille e mai în sud, așa, adică n-au avut zăpadă. Ar trebui să fie mai cald. Eu găsesc și o altă legătură românească. Cum foarte mulți români s-au născut fanei Barcelonei, seara asta joacă Barcelona în Europa League la adevărat. Frankfurt cu Eintracht. Așa că... Și e și pe un trend ascendent, adică... Și joacă frumos, chiar joacă frumos. Da. Putem... Vă recomandăm aceste meciuri. Și sigur, mai avem o informație și din tenis cu Irina Begu, calificată în turul 3 pe zgura verde, cum spunem noi, de la Charleston, după ce a învins-o pe Tomljanović foarte, foarte ușor, 6-2, 6-3. O va întâlni foarte probabil în turul următor pe Ons Jabeur. Astăzi, la ora 15, pe Arena Giulești, un meci internațional de fotbal, Youth League, jucători under 19, partida dintre Dinamo Kiev și Sporting Lisabona, mutată din motive bine cunoscute, de la Kiev la București. Atât pentru astăzi, Georgia, toate bune. Toate bune. Mulțumim, băieți, pentru informațiile din lumea sportului. Pentru că v-ați obișnuit deja ca prima parte a emisiunii să fie dedicată informării, vă invit să aflăm împreună câteva știri chiar acum. Aproape 30 de elevi de clasa 8-a de la școala gimnazială Albeni, școală cu predare doar în limba română, au susținut la începutul acestei săptămâni de 2 ori simularea la evaluarea națională. Asta după ce profesorii au descărcat greșit de pe internet subiectele care trebuiau împărțite copiilor. S-a petrecut un incident regretabil, în sensul în care, în timpul primei probe de simulare a examenului de evaluare națională 2022, dintr-o eroare impardonabilă, regretabilă evident, au fost distribuite copiilor la proba de limba și literatura română, în loc de subiectele firești ce trebuia să fie distribuite, au fost dezarhivate, listate și distribuite copiilor subiectele pentru școlile cu predare în limba maghiară. Eroarea a fost sesizată în timpul probei, după mai bine de o oră. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Gorj i-au reintrodus pe elevi în clase și li s-au dat 2 ore pentru rezolvarea subiectelor corecte. S-a procedat la întreruperea probei respective. Câțiva copii terminaseră, erau în curtea școlii, circa 8 sau 9 erau în curtea școlii, au fost rechemați, s-a procedat la varianta, să-i spunem, de forță majoră. Din momentul în care copiii au fost reintroduși în sală cu toții, 2 ore, li s-au dat, timp de 2 ore, li s-au dat subiectele potrivite, astfel încât finalul a fost unul ok, copiii au rezolvat subiectele potrivite. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă pentru a stabili cui aparține vina pentru situația creată și ce sancțiuni vor fi aplicate instituției. Este în curs de desfășurare o anchetă internă la nivel de Inspectorat Școlar Județean Gorj. La finalizarea acesteia vom afla cu exactitate ce sancțiuni vor primi cei din comisia din școală, comisia de organizare a simulării evaluării naționale. Se poate merge până la interzicerea participării vreme de 3 ani la orice tip de concurs național sau alte sancțiuni. Vom vedea la finalizarea acestei anchete. Directorul instituției spune că profesorii responsabili pentru distribuirea subiectelor au greșit dintr-o simplă neatenție.
expoziție impresionantă de fotografii realizate direct de pe câmpul de luptă. Proiectul numit Document are scop umanitar pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina și continuă seria de evenimente pro bono pe care galeria le organizează cu acest scop. Fotografiile par, din depărtare, peisaje ale unei liniștite zile de toamnă târzie, dar încet încet te apropii și descoperi fragmente ale unei lumi distruse, imagini dramatice și greu de înțeles pentru secolul nostru. Autorul acestui vernisaj de excepție este Alfred Schupler. Prin prisma acestui proiect, fotograful își dorește să împărtășească cu cei care trec pragul câteva momente cruciale din întâlnirea acestuia cu războiul și totodată să meargă pe principiul dar din dar se face rai, așa că expoziția s-a transformat într-una caritabilă. E vorba de un proiect de fotografie documentară pe care nici de cum nu aveam de gând să o expun acum. Probabil după 10 ani, după mai mulți ani, dar doamna profesor Anca Băieriu a venit cu această idee să avem totuși această expoziție de fotografie document realizată în Ucraina, doar cu această condiție ca tot proiectul să fie un umanitar. Practic am donat cele 100 de imagini realizate acolo cu această intenție, ca ele se transforme în donații care să fie transferate asociației Caragea Cantacuzino, asociație care va achiziționa alimente și medicamente pentru refugiații din Ucraina. În cadrul acestui proiect de suflet, Alfred i-a avut aproape pe unii dintre cei mai apropiați prieteni, între care și cunoscutul Cristi Tabără, care ni l-a descris pe Alfred ca fiind un exemplu demn de urmat. E foarte frumos ca om, foarte visător, foarte dedicat, foarte sincer, foarte direct. Toate astea l-au costat și toate astea l-au ajutat să-și facă meseria așa cum trebuie. Asta se vede și în imaginile din expoziția asta. Acest Alfred foarte, foarte onest. Asta l-a caracterizat întotdeauna. Parcă nu-i din lumea asta. Ce ți-au transmis ție mai exact aceste fotografii, acest vernisaj? Pentru mine lucrurile astea nu fac decât să confirme ceea ce experimentasem cândva într-o perioadă de activității mele în Republica Moldova, unde mă întâlnisem foarte tare cu tot ce însemna propagandă și influență rusească. E acum se văd efectele unei politici rusești pe care ar fi fost mai bine să nu o vedem niciodată în forma asta. Vernisajul este unul dintre cele mai de succes care s-a desfășurat la Galateca. Trebuie să vă spun că impactul lor a crescut cu fiecare zi, pentru că noi am hotărât să facem această expoziție acum aproape o săptămână, până să apară aceste ultime imagini din ultimele zile cu ororile războiului, cum le spun eu. Și atunci, cumva, parcă de ieri până astăzi, drama care se întâmplă și impactul pe care aceste fotografii cred că ar trebui să le aibă asupra noastră a crescut și parcă s-a mărit așa, ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește. Document este radiografia disperării și a distrugerii, un nucleu al adevărului care examinează fără a manipula cultural, care nu reduce mesajul războiului la simple producții vizuale, ci la noi circumstanțe critice. Iubitorii de artă pot vizita expoziția până pe 8 aprilie la Galeria Galateca din București. Consiliul European a aprobat prelungirea regimului de roaming fără taxe până în 2032. Asta înseamnă că cetățenii vor putea continua să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să navigheze pe internet atunci când călătoresc în țările UE, fără costuri suplimentare. Regulamentul revizuit include, de asemenea, măsuri menite să asigure o bună experiență a clienților în ceea ce privește calitatea serviciilor de telecomunicații, inclusiv a celor de urgență. O veste foarte, foarte bună și cu vești bune vin și astrele în această dimineață. Iar colega mea, Lorena Frâncu, este cea care se ocupă de horoscopul zilei. Bun găsit! Dornici să mai învețe ceva, berbecii se pot înscrie la un curs. Nu trebuie să fie de lungă durată, pentru că nu au atâta răbdare. Ei vor ceva specific și rapid, iar dacă este despre comunicare, cu atât mai bine.
Taurii fac un inventar a ceea ce au realizat până acum și descoperă că nu e chiar puțin. Un motiv în plus să fie recunoscători pentru darurile lor și să vadă cum această acțiune le crește stima de sine. Gemenii au multe gânduri legate de viața lor și fac eforturi în a înțelege ce ar fi putut să facă altfel încât prezentul să arate diferit. Pot filozofa destul de mult, dar în final vor înțelege că singurele lucruri pe care le pot schimba sunt legate de prezent, iar trecutul poate fi doar acceptat. Racii învață să-și exprime emoțiile, ceea ce este vindecător pentru ei, întrucât sunt un semnal emoțiilor. Este important, în schimb, să vorbească cu cineva de încredere despre anumite aspecte care îi macină. Leii au parte de tensiuni financiare care se nasc între ei și alți colaboratori sau se pot întâlni cu niște riscuri necalculate până acum legate de anumite investiții. Un sfetnic bun este partenerul de viață care le poate oferi soluții salvatoare. Fecioarele sunt lăudate de șef pentru tot efortul depus până acum spre îndeplinirea sarcinilor, iar această laudă vine la pachet și cu un bonus financiar bine meritat de nativi. Le recomand să-și iau o pauză înainte de a intra în următorul proiect. Acum că și-au descoperit noi pasiuni pe care sunt foarte hotărât să le pună în practică, nativii balanță caută să se certifice și să aprofundeze subiectul prin studii în domeniu. Nu este exclusă o specializare în străinătate. O dispută financiară nu le dă aspace nativilor Scorpion. Ei fie nu primesc niște bani promiși, fie îi primesc, dar se aleg în același timp și cu o notă de plată care anulează practic câștigul. În final, este important că rămân cu ce aveau înainte și că în mod real nu pierd nimic. Săgetătorii se bucură de armonie în cuplu, iar unii nativi chiar pot face pasul următor și să schimbe statutul social, să fie într-un ceas bun și să se bucure unul de celălalt, pentru că merită. Pentru Capricorn este o zi bună de un control medical, mai ales dacă în ultima vreme s-au supra-solicitat. Nimic grav, doar mici disconforturi care pot fi ameliorate doar prin schimbarea obiceiurilor alimentare. Vărsătorii se simt eliberați de tensiunea de zilele trecute și simt că a venit momentul să treacă la acțiune. Astfel, ei iau decizii în ceea ce îi privește și schimbă ceva esențial în viața lor. Peștii se bucură de multă creativitate pe care o pot pune și în practică. Astfel, orice ține de artă prinde acum viață. Au inspirație și intuiție, iar ceea ce produc este fără așteptări, doar își onorează darurile pe care le-au primit la naștere. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi astrologice, accesați contul de Facebook Chat al astrologului Mihaela Totir. Ne-am adunat astăzi ca să povestim despre îngrijirea părului crez, dar iată că Silviu Geru, hairstylistul nostru preferat, mi-a oferit și mie un sfat în această dimineață. Neața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Mi-ai zis așa, printre picături, să nu mai folosesc șampon hidratant, nu-i așa? Da, deoarece dacă părul nostru este cu tendință de îngrășare, indicat ar fi să avem un produs care să curețe, nu să ajute și mai tare la hidratarea lui. Am înțeles. Deci am făcut greșit până acum. Îți mulțumesc că m-ai iluminat și cred că sunt curioase și doamnele de acasă care au această podoabă capilară minunată, ondulată, păr creț. Mi se pare cel mai dificil tip de păr. Este foarte dificil. Adică dacă nu ai grijă, o grijă mai mare asupra lui, se poate deshidrata mult mai repede. Am prietene și cumva câteodată mă apuc așa un soi de gelozie, după aia îmi dau seama, stai că eu mă spăl și mă usuc foarte repede, în timp ce ele, dragile, trebuie să stea cu balsamul în păr, să se pieptene foarte, foarte încet. E mult mai îndelungat procesul de îngrijire când vine vorba de părul creț? Dacă vrei să fie și sănătos, da, pentru că trebuie spălat cu un șampon destinat părului creț, trebuie după aceea pe secțiuni pieptănat, dar pieptănat după ce aplici balsamul, pentru că dacă tu îl piepteni după ce te usuci, clar buclele o să se expandeze așa. Și nu o să mai aibă nicio formă. Și din cauza asta trebuie o ușoară mai mare grijă de el decât de obicei. Când vorbim de spălat, avem un șampon dedicat? Este șamponul special pentru păr creț. Uh-huh. Adică asta este indicat de specialiști, de la diferite game, pentru că astăzi avem varietate foarte mare pe piață. Ne-i, înainte să intrăm în direct, că deja piața este supra-saturată de produse pentru păr creț, deci au de unde alege. Au de unde alege liniștite. Ca să facem așa un necesar, avem șamponul dedicat, balsamul bănuiesc că și el trebuie să fie special pentru păr creț. Trebuie să fie special pentru păr creț ca să ajute la cât de cât definirea buclelor,
După aceea trebuie să avem și o spumă care oarecum dă stabilitate buclelor și le definesc și mai tare, dar totodată trebuie să avem și produse hidratante pe care să le mixăm cu ele, pentru că dacă noi folosim produsele speciale pentru păr creț, acestea usucă puțin, au tendința de a usca, pentru că creează o anumită formă. Dar dacă folosim și produse hidratante în același timp, îl ajutăm și îi dăm forma mult mai definită, pentru că hidratându-l arată mult mai sănătos, în primul rând. Am prietene care mi-au spus că ele nu se usucă cu fionul pentru că nu le place aspectul de după. Li se pare că buclele lor arată mai bine dacă lasă părul să se usuce natural. Mit, adevăr? Este adevăr, pentru că dacă tu vii cu uscătorul și sufli cu aer fără un difuzor, important este să fie și viteza uscătorului foarte mică pentru a ajuta la crearea acelor bucle. Iar mișcările trebuie să fie compacte și ușoare. Adică dacă tu vii și usuci foarte rapid stânga-dreapta, clar părul o să arate. Când vine vorba de styling, cum procedăm? Există, nu știu, anumite produse speciale pentru părul creț? Sunt anumite produse pentru definire. De exemplu, după ce te-ai spălat și uscat, sunt anumite produse, de exemplu, și pentru negrețe. Își rotesc părul în așa fel încât să le dea forma după aceea când și-l desfac. Aha. Și folosesc un ulei pentru a-l desface și arată bucle mult mai definite decât în mod normal. Știi ce n-am văzut eu printre prietenele mele cu păr creț? Fete cu scalp cu tendințe de îngrășare. E adevărat că fetele care se bucură de păr creț se bucură de asemenea și de un timp mai îndelungat între spălări? Da, și nu este foarte indicat, pentru că fiind părul ușor mai aspru decât părul drept, acesta se degradează mai ușor. Și degradându-se mai repede, indicat ar fi ca procesul de spălare să fie cât mai rar. Adică distanța să fie cel puțin 4-5 zile. Sunt persoane care se spală și mai târziu, adică la o săptămână. Dar indicat ar fi să nu fie foarte des. Când vine vorba de tuns, acolo cum se petrece magia? Pentru că am impresia că ar trebui îndreptat tot părul, nu-i așa, ca să poți să-i dai o formă. Poți să tunzi părul creț, el fiind creț? Poți să-l tunzi și pe creț, dar depinde acum cum îl poartă clienta. Uh-huh. Dacă ea vrea să și-l îndrepte, dacă tu îl tunzi pe păr creț, nu o să fie aceeași formă când o să fie îndreptat, e clar. Și important ar fi să fie și îndreptat dacă și le îndreaptă, pentru că te trezești cu mici denivelări. Am înțeles că multe domnișoare cu păr creț, ca să scape de o grijă, apelează la tratamente cu cheratină. Da, foarte multe apelează la tratamente cu cheratină. Indicat ar fi să fie un tratament ok pentru păr, pentru că sunt foarte multe tratamente cu cheratină, dar unele din ele nu fac bine părului și îl usucă și mai tare. Într-adevăr, părul arată bine după ce îți faci tratamentul, arată lucios, dar arată lucios pentru că el e oarecum învelit de pelicula de cheratină. Și din cauza asta pare bine, dar de fapt nu prea e. Și indicat ar fi, dacă îți faci tratament cu cheratină, să ai grijă la vopsit. Că sunt două procese chimice și fiind în același timp, nu prea ar fi indicat pentru păr. După ce îți faci un astfel de tratament cu cheratină, cum își revine la normal părul creț? Sau vei mai avea vreodată aceleași bucle frumoase pe care le aveai la început? Pe partea pe care ai făcut tratamentul cu cheratină nu o să mai revină, pentru că el deja se îndreaptă. Și tu folosind un șampon special pentru acel tratament și balsam, nu o să mai revii la forma pe care ai avut-o tu inițial, adică doar să-l lași să crească și practic, să-ți reiei părul activitatea. Părul nou crește și rămân buclele acelea naturale. Da, da, da. De la rădăcină o să avem crescut păr creț. E interesant, uite, că e un proces cumva irreversibil pentru partea de păr asupra care a acționat cheratina, deci să fie foarte atente când decid să renunțe părul creț. Mai sunt alte trucuri de styling pe care le poți oferi domnișoarelor care au părul creț în această dimineață? Această dimineață depinde de ele ce își doresc să facă.
dar important ar fi să bage cât mai multă hidratare în păr. Uleiuri, măști cu uleiuri. De exemplu, ar putea, după ce este procesul de spălare, să dilueze masca, dacă nu au un leave-in care să-i ofere hidratare, să dilueze masca 1-10 sau să fie cât mai lichidă. Și cu apă și mască și să-și pulverizeze pe lungimea părului înainte să-l usuce sau înainte să aștepte să se usuce natural, pentru că i-ar oferi mult mai multă structură. Este greu să găsești coafiuri adecvate pentru părul creț? Ce poți să-i faci mai mult decât să-l lași așa natural și frumos? Poți să-l stilizezi prin diferite coafiuri. Poți să-l prinzi și să-ți faci un breton fals din el, cum am o freză pe... A, genul acela retro un pic, nu? Da, puțin retro. Sau poți să-l lași... Acum, de exemplu, mai sunt persoane care nu au acele bucle super definite, dar cu ajutorul unui ondulator poți să-ți iei anumite secțiuni din păr și să ți le faci cu ondulatorul cât să dea impresia că ar fi mult mai definite și să faci asta la nivelul contactual, adică doar la nivelul feței, nu peste tot. Și să-i definești din nou structura lui. Când îți trec pragul în salon, domnișoare, cu părul creț, de ce anume se plâng? Ce le deranjează cel mai și cel mai tare? Acum depinde dacă își acceptă părul creț. Dacă nu își acceptă, le deranjează că este creț și îl vor îndrepta, dar eu, de exemplu, nu folosesc tratamentul cu keratină pentru că nu sunt prieten cu el și le recomand să rămână crețe, pentru că dacă ai părul creț, ai un alt vibe, un alt touch și asta este dat de la natură. Te-ai pus vreodată această întrebare: de ce femeile care au părul creț vor părul drept și de ce femeile cu părul drept vor părul creț? Ce le nemulțumește? Ce ne face să nu ne acceptăm textura naturală a firului de păr? E ca și cum în fiecare zi faci același lucru. La un moment dat te plictisești? S-ar sătura oarecum la un moment dat, pentru că având părul drept, clar nu prea ai volum, decât dacă folosești o pudră de volum, dacă folosești placa de creponat cu care nu sunt de acord decât în cazuri extreme sau la evenimente. Și asta ar ajuta la distrugerea lui, pentru că tu folosind sursă de căldură constant pentru a-ți da volum sau diferite produse, nu este foarte ok. Adică poți să faci asta odată la un anumit timp, dar nu constant. Și toate domnișoarele care nu au volum, își doresc volum, nu au părul creț, își doresc părul creț. Invers, evident. Ca să tragem așa câteva concluzii în urma discuției, folosim produse adecvate pentru părul creț? Și speciale pentru păr creț, pentru a ne ajuta să avem definire la bucle, dacă nu vrem definire și să fie părul mai wavy, să zic, pentru că sunt trei tipuri de păr creț. Cel wavy, adică buclele acelea super naturale, este cel creț și cel afro super creț. Uite, asta nu știam. Mă gândeam că părul acela wavy se numește ondulat. Știi, în mintea mea era... Ondulat sau wavy. Okay. Tot acolo e. Acum cum am adoptat foarte multe cuvinte din alte limbi... S-au întrepătruns așa termenii. Le folosim, da. Și în afară de produsele special dedicate, să avem mare grijă la procedeele pe care le aplicăm, să nu aplicăm concomitent, îndreptarea cu keratină, plus vopsit. Plus vopsit, da. Să nu amestecăm treburile. Indicat așa ar fi, pentru că sunt două procese chimice și depinde acum și de produse, dar fiind două procese chimice deodată, este posibil ca părul să nu reziste. Vopseaua aplicată pe părul creț rezistă mai mult sau e mai greu de aplicat? Nu știu, cum se petrece acest proces? Depinde de vopsea, dar e aceeași rezistență, pentru că e tot același fir de păr. Depinde doar de structura lui, cât de gros este, cât de subțire. Fiind mai fragil, automat el o să fie și mai aspru după un proces de vopsire, pentru că așa este. Și indicat ar fi să nu abuzăm foarte tare cu deschiderea lui. Sunt culori care se potrivesc mai bine pe acest tip de păr?
nu știu, blondul merge pe un păr, crezi? Merge, adică știu destul de multe persoane care sunt blonde și pe păr creți, dar cel mai frumos, din punctul meu de vedere, arată când este șuvițat. Pentru că el fiind creț, arată mult mai cool, mai fresh, mai având acele tente de luminozitate în el. Cred că arată așa ca niște leoaice, domnișoarele, care apelează la tehnica aceasta de șuvițare, nu-i așa? Am așa ceva. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în dimineața asta și ai elucidat așa câteva mistere pentru domnișoarele care, cine știe, poate chiar acum în această dimineață se confruntă cu o problemă, poate și-au făcut așa o listă de cumpărături și sunt mai bine echipate să aibă grijă de părul lor. Mulțumesc și eu și sper că le-am ajutat pe domnișoare. Cu siguranță ne revedem și îți mulțumesc tare mult. O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Eu zic că aveți timp suficient să notați produsele de styling de care aveți nevoie și chiar dacă sunteți domni în această dimineață în fața televizoarelor și ați ascultat această discuție, cine știe, poate că aveți o parteneră, o mămică, o mătușă care ar avea nevoie de câteva produse de styling speciale. Vine și perioada sărbătorilor de Paște, merită un cadou, așa că puteți să le luați ceva de care chiar au nevoie. Și noi avem nevoie să ne facem și o listă de cumpărături pentru masa de Paște, bineînțeles, vorbim despre carnea de miel care în aceste momente se scumpește și vrem să aflăm câteva detalii despre acest ingredient vedetă la masa de sărbători. Venim cu detalii imediat după o scurtă pauză de publicitate.